Bună ziua, mă numesc Ivan Pilkin, sunt poet și traducător din Chișinău. Astăzi voi vorbi și voi citi din această antologie care a apărut în anul 2019 la editura Tracus Arte. Titlul acestei antologii este Insula Timpului, patru poeți din Ucraina și Rusia. Voi citi din textele fiecărui autor inclus în această antologie. Galina Rimbu, omul din Neftiugansk. Omul din Neftiugansk, pe care trebuie să-l întâlnești în gara din Omsk, cine este el? La ce se gândește? Pentru ce a decis să plece din Neftiugansk? Ce legătură are cu tine? Bruienile ne înconjoară orașul, oamenii din cânepă, funcționarii în costume lichide stau tăcuți pe drumuri cu mașinile deschise, așteptându-și nevestele în roșu și negru pentru a pleca la recepția administrației orașului. Ce va face aici omul din Neftiugansk? Va scoate petrolul crud din rezervoarele abandonate cu un căuș vechi al mamei sale sau pur și simplu va bea cu prietenii berea densă? De ce mai suntem aici, citind și ascultând muzică, abia întrezărindu-ne unul pe altul printre pereții străvezii ai smogului de seară? La ce se gândesc stăpânii, acolo, în capitala lor? Cred că aceasta va dura mult și veșnic, vor rezista vilele lor negre? Pantalonii sport și cu șiret, probabil, are omul din Neftiugansk și prietena pe care a lăsat-o împachetează în cerpeștele mort din fabrica tristă. Ce se întâmplă? De ce încă circulă neauzite trenurile CFR, transportând oamenii grei, și sicriile celor două războaie și pe oamenii vii ai celor două războaie. Bărbații grei își scot ciorapii, stau culcați în întunericul vagonului și mănâncă paste, sătrându-se și atingându-se, controlând banii boțiți cusuți în căptușeala gecii, făcuți de gardă sau la război, dar nu banii pe care îi voi câștiga cei care stau mai sus și călătoresc diferit. Omul din Neftiugansk probabil e prietenul tău. Din copilărie are dinți de aur în față și zâmbet de om obosit, care nu crede nici în guvernare, nici în luptă, nici în forța sindicatelor, nici în eliberare prin artă. Scopul lui e Moscova, iar Omskul e locul în care să se oprească din drum. Scopul lui e să ducă la Moscova, în geanta sa, o lume mai bună. Următorul autor inclus în această antologie este Vladimir Corcunov. Text fără titlu. Plantele mesajelor tale ocupau teritoriul rețelelor sociale din habitatul meu. La început ei se adunaseră timid în antreul mesajelor venite, apoi prin tastatură și prin butonul stâng al mouse-ului, spărgeau buricile degetelor și ajungeau în sânge. Un virus agresiv al frumuseții, inflamația ecosistemului personal și acum popoarele istoriilor mele sunt la limita dispariției și medicul închide paginile din fișa medicală. Al treilea autor inclus în această antologie este Lesik Panasiuk, un poet de expresie ucraineană. Textele sale au fost traduse atât din limba ucraineană cât și prin intermediul limbii ruse. Cea mai obișnuită zi. Femeile cu baloanele mari ale burțelor, străzile încărcate de nume, frica căderii în aer ca mirosul de vopsea proaspătă. Totul se stinge și încetinește, poți cu ușurință să prinzi o muscă, breșele de puf de plop în spațiu, te fac să te concentrezi asupra detaliilor. Ce s-a întâmplat în această zi obișnuită de tot? Cineva agățat cu pantalonii pârghie a apăsat butonul cu cotul? Te poți simți cel mai rapid, dar îți privești sclipirile soarelui pe unghie. Ce s-a întâmplat totuși în această zi obișnuită de tot? Cineva s-a uitat la apa din robinet, sub unghi drept, a sărit până la infinit, a hrănit o umbră străină într-un loc interzis, a sărit din ochelari în cosmos,
Nimeni n-a observat că ziua era cu un minut mai lungă și tu nu te-ai trădat. Și trei poeme scurte, semnate de Ecaterina Dereșeva, o poetă de limbă rusă, din Ucraina. În interiorul textului vezi un copil plângând. El a avut încredere. O voce în mișcare conturează granițele continentului. Copacii, casa de lângă lacul care va fi populat de timp, să generezi frunze și să le urmărești nuanțele, atâtea sensuri ale jucăriilor aruncate la gunoi. O limbă se răsucește în jurul alte limbi. Sistemul gândirii se schimbă mereu, trece din binar în zecimal. Direcția sărutului își schimbă sensul prin forța arhimedică, se împing frecvențele care influențează turma clipei. Această antologie a apărut la editura Tracus Arte, antologare și traducere de Ivan Pilkin, prefață de Maria Pilkin. Redactorul cărții este Teodor Dumă. Vă mulțumesc mult pentru atenție!